Colegii mei s-au reîntors pe malul Dunării la Ostrov. Au făcut acest lucru pentru că au vrut să afle mai multe detalii despre noul vin din gama Naiada. O gamă despre care noi am mai vorbit și despre care știm că spune povestea nimfelor de apă dulce. Ne aflăm pe malul Dunării într-un cadru superb, aș putea spune, cu în spatele nostru plantațiile de vie frumos dezvoltate. Pe masă un vin nou, așa cum sunt obișnuiți cititorii revistei Lumea Satului, prezentăm noile vinuri, mai ales din gama Naiada, pentru că au o poveste specială pe care v-aș ruga să ne o reamintiți, nu știu, într-un minut? Într-un minut, da. Bine ați venit pe plaiurile noastre, sau ați revenit mai exact. Vedeți, de fiecare dată când stăm de vorbă, mi-aduceți aminte de lucruri pe care le scap din vedere. Frumusețea locurilor pentru noi câteodată nu devine inexistentă, dar nu mai vedem cu aceiași ochi. Nu pentru că o vedem în fiecare zi, ci pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut în fiecare zi și atunci devenim mai puțin boemi și pierdem din vedere acest lucru deloc nesemnificativ. Cât privește Naiada, o poveste foarte simplă. Naiada este sirena de Dunăre în accepțiunea veche. Vorba vine că pescarii pleca cu bărcile gânșilor la pescuit și dintr-o dată așa pe sară apărea câte o făptură din aceasta miraculoasă, cu cap de om, dar coadă de altceva. Și dânsii, atrași de frumusețea adânselor, țop în apă după ele. Sigur că nu se mai întorceau, dat fiindcă Dunărea poate fi și foarte periculoasă. Are niște vârtejuri și niște curenți pe care, dacă nu-i cunoști, e mai bine să nu-i cunoști deloc. Adevărul cred că era pe undeva pe la mijloc și era un pic mai prozaic. Dacă mai bea ceva, li se părea că vede ceva în apă și buldâbâc. Și de acolo, na, dandanaua. Însă povestea e frumoasă și trebuie să rămână așa ca poveste, pentru că de-aia sunt legendele legende și nu altceva. Și cum se spune de multe ori, la o poveste merge foarte bine un vin de poveste, gama Naiada, o gamă destul de largă, din câte știu eu. Am prezentat de-a lungul timpului mai multe sortimente, de la fetească neagră la cupaje de cuvée roze foarte bine echilibrate, iar pentru că este vară și îmi spuneați la un moment dat că vinurile roze sunt din ce în ce mai căutate și datorită nouă femeilor. Musai, datorită dumneavoastră. Nu era de ajuns un singur vin roze în această gamă, a apărut și al doilea. Multe doamne și domnișoare, multe gusturi de roze și atunci nu încercăm să le satisfacem pe toate, evident, dar măcar o mică parte sau, dacă ne ajută Dumnezeu, o bună parte din ele. Și acesta este un rosé Pinot Grigio. Da, este, da? un rosé din Pinot Grigio, Pinot Gris, puteți să-i spuneți oricum, e același lucru. El este, cred, dacă nu mă înșel, că este singurul strugure alb cu veșmânt roș. Și atunci din el se poate face și așa ceva. Alminter, Pinot Gris este un strugure alb în toată puterea cuvântului. De altfel, exista în această gamă Naiada vinul alb. Este și frățiorul lui, da, vinificat în alb sau vinificat roze. Așa cum am zis, diferența între ele, doar statul un pic pe coajă. Acesta, prin ce se identifică față de celălalt roze din această gamă Naiada? L-aș putea deosebi ușor, eu necunoscător fiind, sau pot să le încurc între ele? După două pahare dintr-unul, într-o zi toridă ca aceasta, toți le încurcăm. Însă, așa cum vă spuneam, din vasta mea experiență semi-inexistentă ca o enolog, dar stând printre dânsii, mai auzi câte ceva și reții. Eu cred că sunteți un bun degustător, cel puțin. Degustător, să spunem, da, la făcutul vinului mai puțin, dar spuse mie odată un om bătrân și deștept că în momentul în care nu știi să faci ceva, e bine să te înconjori de oameni care știu. Bine, dacă îi găsești să ține și cu casa, situația este câștigătoare 100%. Dar, revenind, pot să vă spun că
taninii care îi găsiți într-un strugure roșu nu îi veți regăsi în principiu niciodată într-un strugure alb, cu siguranță nu la aceeași intensitate. Sunt diferiți oricum. Dar faptul că acest Pinot Grigio Rosé are o culoare frumoasă și are un fel de a te duce cu gândul către, este destul. Este un vin rosé mai blând, dacă vreți. Mai friendly user, că folosim expresiile astea, job, ok, friendly user. Avem englezismele deja bine împământenite printre noi. Categoric, da. Deci este mai prietenos cu consumatorul decât un rosé normal care are alți tanini venind din alți strugure. Este un vin, observ aici, cu 12,5% volume alcool. Da, tăria este oarecum identică cu acelorlalte. Nu știu, în ultima vreme nu se mai poartă sau se foarte rar întâlnești vinuri care îți scot dinții din gură, cum să spuneți, dau un vin să-ți clănțele dinții, popular vorbind. Asta înseamnă că este un vin foarte tare. Ca și la bere, dacă vreți să facem o paralelă, deloc egală, dar există, sunt băuturi alcoolice amândouă. Amândouă pot fi consumate vara, bine mersi, răcite corespunzător. Nici o bere de 10 grade nu scade tocmai bine. Adică ai băut două beri dacă ești băutor de bere înrăit și cred că e destul. Și te trezești cu capul cât o baniță dacă nu știi despre ce e vorba. La fel și vinul. Undeva între 10... să zicem 11 și 12,5, maxim 13 grade, dar în general cam toate stau pe la 12 grade și e destul. E ok. Berea e bună rece. Vinul acesta rosé la ce temperatură ar trebui să-l consumăm? Of, 7 grade. Dacă are mai mult de 7, nu mai e ce trebuie. Nu mai e ce trebuie. Cum spun oamenii popular, e borș. Nu poți să-l bei la 15 grade, la 20 de grade, dacă îl lași la umbră și îl desfaci și îl bei fără o apă minerală rece, de data asta nu lângă, ci combinat, e greu de înghițit, pentru că nu mai are farmecul acela. Cum vinul roșu, de altfel, trebuie să fie la 17 grade ca să poată să dezvolte tot ce are el de spus. Am putea spune că vinul roze este în ultima, sau de fapt în ultimii ani este vedeta verii? Observați asta poate în vânzări sau categoric în... Categoric da. Deja consumatorul din România a început să știe ce să ceară. Nu mai mergem ca pe vremurile celelalte în care mergeai la ospătare și ceea ce îmi recomandați. Pardon. Ne-am emancipat și noi și cu siguranță era timpul, pentru că umblați suntem, avem oareșcare habar despre cum merg treburile în direcția asta, nu trebuie să fii un profesionist. La fel ca la muzică, trebuie să fii un bun ascultător. Nu trebuie neapărat să cânți la un instrument. Exact așa și aici. Trebuie să știi ce-ți place și ce dorești în momentul ăla de la respectiva sticlă de vin. Și atunci o alegi pe aceea în cunoștință de cauză. Gama Naiada are ceva vechime pe piață, am întâlnit-o destul de des pe rafturile din marile magazine, în restaurante, pe terase. Am putea, nu știu, să facem o comparație la începuturile acestei game, care erau vânzările în piață ale domeniilor Ostrov și care au fost, să spunem, în 2021? Ok. Vremea pandemică, paradoxal sau nu, nu știu dacă pot să spun că a fost de ajutor, că n-a fost de ajutor nimănui, dar cumva lumea stând acasă a beut vin și a făcut copii, că a crescut și vânzarea de vin, dar și natalitatea. Potrivit cifrelor acum. Nu, ne punem cu statisticile. Categorii, nu, sunt oficiale, le poți găsi cu ușurință pe internet, însă a fost ok, pentru că lumea stând mai mult pe lângă o gradă, și-a căutat de lucru pe acolo și atunci automat, dacă nu te urci toată ziua în mașină,
poți să bei, cum se întâmplă și în Italia, de altfel, sau în Franța, să bei la prânz un pahar de vin la masă. Și nu este o dramă, ci dimpotrivă. Dacă sar de paharul ăla, pe urmă lucrurile încep să încurce. Dar paharul acela poate să fie ok și este binevenit și pentru organism. Asta e cunoscut 100% în toată lumea. Vânzările înseamnă și marketing, iar noi puțin mai devreme am vorbit despre povestea naiadelor. Credeți că consumatorii din România aleg vinurile ținând cont de teroar, ținând cont de poveste? Cum își alege consumatorul un vin pe care nu-l cunoaște? Impactul olfactiv, eticheta, forma sticlei, sunt cumva definitorii. Dar știți cum este? Că pe un consumator, dacă n-ai un vin cum trebuie, pentru că e adevărat și la prețul la care trebuie, pentru că lumea acum evoluând știe foarte clar că un vin care e pe un anumit palier de preț trebuie să fie cam într-un anumit fel. Nu poți să ceri unei sticle de 10 lei să fie ca una de 150. Dar în plaja asta de 15-30 de lei, 35 de lei, vorbim strict de raftul supermarketului, clientul este obișnuit să primească un anumit tip de produs. Calitativ mă refer. Și atunci sigur că pe client, dacă ai o prezentare frumoasă, poți să-l atragi, dar poți să-l păcălești o singură dată. Exact. Atât. Nu va reveni. Nu va reveni. Ideea este să-l aduci, să-l fidelizezi cumva companiei pe care o conduci, care ți este apropiată și așa mai departe, pentru care lucrezi. Dar, repet, clientul din România este de acum și nu neapărat de acum, de câțiva ani buni, este un client care știe ce își dorește. Iar lucrurile astea erau normale să se întâmple într-un stat care e în Europa. Convingeți prin calitate nu doar consumatorii, ci și cunoscătorii în cadrul concursurilor de specialitate. Știu că de-a lungul timpului ați obținut cu vinurile pe care le produceți medalii de la cele de aur până la bronz și recunoașteri internaționale. Aș vrea să spunem celor care ne privesc care sunt ultimele medalii pe care le-a primit domeniile Ostrov și ce vinuri au fost medaliate. Da, cu siguranță putem să facem o trecere așa la capitolul Să ne dăm mari, dar realmente este, aș putea să dau niște fraze pompoase de genul o bucurie, o fericire, nu. Este foarte mișto când munca pe care o faci tot timpul anului, cineva la un concurs internațional care nu-i pășpagă, îți spune, ești acolo și este ok. Cu un produs care, repet, este așa, nu facem niște probe în laborator, le punem niște etichete frumoase și zicem, hai să mergem acum cu ele. Nu, este un vin care de cele mai multe ori, sunt competiții de acest gen, unde am participat și am luat, de exemplu, la trei vinuri, am luat argintul la Balkan Wine Competition, care se iau din supermarket, pur și simplu. Se iau de pe raft, se duc, se degustă și aia e. Și acolo nu mai ai cum să mai faci nicio măgărie. Și poate asta este cumva cel mai important lucru după vânzări. După vânzări, după opinia clienților, aș putea spune. E cel mai important barometru, să știți până la urmă. E cel mai important barometru pentru că fără de el nu poți supraviețui. Nici ca business, nici ca brand, nici ca nimic. Și atunci îți dorești cu ardoare la un moment dat să primești această recunoaștere. Pentru că ea te ajută să mergi mai departe sau dimpotrivă. Aceste trei vinuri medaliate în cadrul acestei competiții fac parte din gama Naiada? Acestea sunt din gama Naiada și avem un roze, un alb și un roșu. Probabil Sauvignon Blanc, pentru că știu că este foarte apreciat din această gamă Naiada. E adevărat, da. Avem un cuvert roze cu fetească neagră, care un vin la care eu țin foarte mult pentru că l-am dezvoltat în timp. A apărut ca o idee și după aceea am încercat să facem tot soiul de variante în laborator pe tema respectivă. Sauvignon Blanc, așa cum ați spus, la vinurile albe și nu în ultimul rând am avut fetească neagră la vinurile roșii. Așa cum aminteam și la alte game,
Feteasca Neagră a început să aibă o pondere foarte, foarte bună la vinul românesc pentru export, ceea ce e o mândrie pentru noi. Cu siguranță. În celelalte game de vinuri, regăsim medalii? Am luat un premiu la Decanter, care Decanter este un concurs tare. E un concurs, cum spun noi, e un concurs șmecher. Este un concurs de top. Și am luat cu Sauvignon Blanc și Chardonnay de la gama Legio. Gama Legio care este cumva poziționată cel mai sus la noi, cu un vin de 2020. Am luat argint și a fost o surpriză mare și pentru noi. Sigur că nu știam că vinul nostru e bun, dar când te duci și te bați cu toți greii și cineva îți spune, băi, ești locul 2, mie mi se pare că locul 2 e mai bine decât locul 1, care 2. Adică ești 2 față de 1. No, lăsând gluma deoparte, a fost ceva extraordinar. Și ne-am bucurat că am fost capabili, pentru că noi nu suntem o podgorie nici în sudul Franței, nici în Italia, nici în Spania, totuși suntem o podgorie mai iacana. Suntem din România. Dar cu ocazia asta am dovedit și pentru noi și pentru alții că suntem în stare să creăm și să ducem la bun sfârșit, să definitivăm un vin de top. Din această gamă Legio, știu că este și un vin roșu foarte bun, premiat și el la Decanter anterior, probabil cu medalia de bronz. A mai primit între timp și alte recunoștințe? Am fost la un concurs în Germania, Modus Vini se numește, și acolo am fost cu un cupaj, Fetească Neagră, Cabernet și Merlot, unde am luat medalia de aur, cu un vin de 2018. La fel a fost o recunoaștere și o satisfacție că am reușit să ajungem acolo și am reușit să luăm și aurul. A fost ceva foarte, foarte, foarte bine pentru noi. A fost recunoașterea asta întotdeauna când vine, știi cum e, că te duci și zici, băi, avem un vin bun, ok, dar știi că toată lumea acolo se duce cu fruncea, se duce cu o coadă. Și atunci când reușești să faci chestia asta și așa cum am zis, nu ești din teroarul Franței sau din altă parte, cu atât mai mult, cu atât mai mult, dar din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe podgorii din România merg și iau premii la concursuri importante. Și asta e foarte bine pentru industria de vin românească, este excelent pentru noi. Da, nu trebuie văzută ca o competiție, ci de fapt și de drept e ca o ridicare a întregii pieței. E un brand de țară. E un brand de țară. Pentru că nu știu cât de bine stăm cu industria, nu știu cât de bine stăm cu exporturile, dar cu agricultura, dacă nu duduim, ne-am dus. Și automat este singura, eu vă spun din punctul ăsta de vedere, pentru că eu sunt agricultor. Dar este una dintre variantele bune de a scoate capul și de a spune, băi, fraților, existăm și noi pe aici în Europa. Și facem treabă bună. Și facem ce trebuie, da, exact, nu ne batem joc. Deci medalii noi la gama Naiada, gama Legio, ar mai fi și alte concursuri pe care ar trebui să le amintim? La Toulouse, în Franța, am luat, dacă vreți, acolo este un alt fel de concurs, pentru că sunt concursuri acum pentru orice, bine, pentru pet nu. Dar cred că dacă am face un concurs în România, ar fi și pentru pet. No. Anul acesta am luat aur cu bag-in-box-ul de Chardonnay și este un concurs numai pentru bag-in-box-uri. La fel, se iau din market și se duc acolo. Adică nu prea poți să-ți pui tu ce vrei și zici, hai că v-am trimis noi o probă bună. Și la fel am fost foarte surprinși pentru că și palierul ăsta este unul important pentru că îți face volum. Dar așa cum discutam de consumatorul român, din ce în ce mai avizat, spre bucuria noastră a producătorilor, care nu facem vin în spate, în curte, la bunica, el educat fiind de-a lungul anilor și pentru că a fost și afară și a văzut și poate să facă și comparație, că e foarte importantă, nișa asta care a devenit volum, bag-in-box-ul,
este foarte, foarte apreciat și îi dăm o atenție deosebită, pentru că nu e așa cum am auzit cum e cu pasta de mici. Ce la mici băgăm orice și la bag in box ce mai rămâne pe acolo, ce mai rămâne pe acolo, băgăm la bag in box. Nu e așa. Așa cum am spus, pe client poți să-l păcălești o singură dată și e destul, că vorba umblă repede. Sigur că da. Și atunci încercăm să facem produse de calitate pe prețul respectiv cât mai sus. Pentru că câteodată e bine să pierzi, dar să câștigi în final. Pentru că calitatea produsului, de ce spun că să pierzi? Nu pierzi oricum nimic, dar să spui că, domnule, dacă punem un bag in box, să spunem, la 3 litri cu 20 de lei, cu whatever, îl pui și zici, da, zice, punem o calitate mai bună, asta puteam să-l punem în sticlă și câștigam mai mult. Ok, da, câștigai mai mult, dar pe client îl prindeai o dată și la revedere. Dar dacă i-ai pus calitatea produsului peste banii care îi dă, dacă poți să-ți permiți luxul ăsta, e un client câștigat și fiecare client în ziua de astăzi este extrem de important. Pentru că vedeți ce vremuri vin, ce vremuri trăim deja. Sigur că da. Și atunci, ca să omul să-ți scoată banii din buzunar pentru un produs, trebuie să fie peste banii care îi dă. Asta este politica noastră și eu cred că este o politică câștigătoare. Cu siguranță, calitatea vinului se vede și în vânzări, cum ați spus mai devreme, categorii, pentru că opinia este cea care dictează. Ok, dumneavoastră puteți să faceți, nu știu, 15 noi vinuri, dar dacă ele nu se vând, probabil vă veți opri. Categoric. Mai ales că orice produs nou comportă prețuri de investiție. Sigur că da. Și apoi, dacă ele nu sunt pe urmă oglindite de o vânzare corespunzătoare, atunci tot efortul pe care l-ai depus și banii pe care i-ai investit sunt degeaba. E păcat de Dumnezeu. Ce vă propuneți pentru acest an să mai faceți? Nu mai e mult până la toamnă, până începeți recoltatul strugurilor. Okay. Strugurilor. E un an bun în viticultură? Este ok până acum. Noi acum nu simțim că stăm degeaba. Una, pentru că nu stăm. Doi, pentru că stăm la culesul fructelor. Și în direcția asta, noi suntem în campanie de prin mai până la sfârșitul octombrie. Deci suntem în priză continuu. Iar cei care vor să vadă unde se face vinul de Ostrov pot veni aici la Curtea Dintre Vii să servească un pahar cu vin la soare, la umbră, să aibă și o priveliște foarte frumoasă și să deguste mâncare tradițional gătită după rețete locale. Îi așteptăm pe toți pe rând.